cu tremur puternic de 6,1. Unde s-a zguduit pământul a fost înregistrat un cutremur puternic în dimineața zilei de sâmbătă, 2 septembrie. Potrivit informațiilor publicate de specialiști, seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter. Așadar, un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 2 septembrie potrivit informațiilor publicate de Centrul German de Cercetare pentru Giștiințe, seismul s-a produs în regiunea insulelor Curile, din răsăritul extrem al Rusiei, către nord-estul Japoniei. De asemenea, specialiștii au informat că epicentrul seismului s-a situat la o adâncime de 142 de kilometri. Nu au fost raportate inițial pagube sau victime în urma cutremurului este puțin probabil să se înregistreze pagube semnificative, potrivit specialiștilor. Amintim că seismologii ruși au semnalat în februarie un alt cutremur în apropierea insulelor Curile. Acesta a avut magnitudinea 5,3 și s-a produs la ora ora 9.45 de minute, ora Moscovei, potrivit filialei din Sacalina Centrului de Geofizică al Academiei de Științe din Rusia. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 107 km est de insula Oanecotan, la o adâncime de 78 de kilometri, au informat seismologii din Rusia la momentul respectiv.